să nu mai stingească semenilor. E o rușine și o dezonoare. Păi cum să spun eu, doamnă? Că o spun mâini. Înainte de a muri, își făcuse nevoile pe el, Bogdanovi. Și-a luat fecalele în mână și spunea, mai dragul meu, și tu ai să mor ca și mine. Sunt lucruri pe care mintea unui om nu și le poate imagina. A fost o scenă groaznică după mine, cel puțin. Am avut un student de teologie, un student la teologie, pe care l-au pus să slujească. Unde? Pe chiblă. Cred că știți ce aia chiblă. Era un butoi în care ne făceam necesitățile. Ziua nu ne ducea la WC-uri, ci stăteam la chiblă aia. Și-au pus pe chiblă și au făcut din săpun, în loc de cruce, o sulă, ca să spun așa. Și ne puneau pe toți pe rând să mergem să sărutăm sura respectivă. Și ăsta făcea slujbă. Știți că binecuvântat fii și nu știu ce, tot felul de chestii astea. Dar toate în bajocul. Era groaznic. Și ne-a dat să ne comunicăm cu urină și cu fecal. Dormi și învață-te să plângi. Dormi și învață-te să suferi. Să se sinucide unul brânzeni. Făcuse rost, cine știe cum, că era foarte greu, de un ac și le înghițisă ca prin acul ăsta să producă, să-și producă moarte, o infecție, ceva să moară. Și a fost pus să-și facă necesitățile în gamelă până găsește acul. Și după două zile a apărut acul, un excrementul care l-a făcut în gamelă, deci l-a obligat să-și mănânce singur până găsește acul. Asta scena am văzut-o în camera 81. Nani, ochișorii mei, cât timp nu știi lumea cei. Ți se servea masa, erai așezat în genunchi, cu mâinile la spate, ți se punea gamela în față și să mănânci cu gura direct pentru, ca porcii, pentru că noi bandiți eram porci. Mâncați ca porcii. Sunt și deținuți care au fost bătuți, de exemplu Tâmpa, care a și murit. În fie a fost bătut, l-a călcat jos pe ciment cu bocancii pe inima până i-a rupt coastele. Atunci când stăteai cu înșezut cu degetele în vârful pantofilor, cu mâinile în vârful pantofilor, să te lovească
cu Bocancu în rinichi. La tortura asta am fost supus cel puțin de 7-8 ori. Tinetele erau niște hârdeașe în care se făceau nevoile și mici mari la cei din cameră. Camerele acelea la Gherla erau cam în jur de 30 de deținuți. Și atunci când a intrat Țurcanu în cameră, am asistat la scena asta, unul din deținuți care fusese torturat cu această metodă s-a dus singur și s-a băgat cu capul în tinetă. Și după aceea Țurcanu i-a zis, vezi că ți-au intrat reflexele. Era foarte satisfăcut. La tălpi dura cam 15-20 de minute până la leșin. Apoi se mai turna puțin apă pe tine și se mai repeta de vreo două ori. Dacă vrea să-mi dea excremente să beau, nu vreau să iau. Păi în cazul în care nu luai, îi spunea, dacă nu iei acum cu lingura, îți băgăm noi și în gură și în nări. Nu aveai de-a face cu niște oameni, cu niște bestii, cu niște satane transformați în oameni, cei care aplicau metodele de tortură. Strivirea degetelor, asta era o tehnică foarte rudimentară, dar cu un efect groaznic de dureros. De exemplu, să presupunem că aici sunt cele două bețe și iau degetul acesta și strâng de bețe cu atâta putere până când aud trăznind osul. Aceste două degete de la mine, de aici încolo, nu mai am nerv, a fost distrus. Și asta era tortură de durată. Cu asta nu leșinai așa repede, ca să scapi de tortură. E o chestie obsedantă în momentul când vezi că ai ajuns să-ți reneci mama, că ai ajuns să spui că ea a fost curvă, că ai ajuns să te... să spui că te-ai culcat cu scroafa sau chestii de-astea care sunt. Oricând un om face astfel de afirmații, nu le poate uita ușor. În procesul de reeducare, bătaia a fost cumplită și siluirea fizică, dar siluirea morală, aceea de a te face să calci în picioare, sfintele taine pentru credincioși, pentru creștini, și toți erau așa, 99% să zicem. Ăsta a fost un lucru groaznic. Să te neci pe tine însuți spunând despre tine monstruozități și despre familie, ca să fii crezut de aia că te-ai reeducat și că te-ai desprins de trecut, asta este un lucru cumplit.